Tocmai mâine trebuie să plec în străinătate și dăduse-mă anunț la ziar că vreau să cumpăr un câine. Să las biletul ăsta, dacă mă căuta cineva, să-mi trebuie la vecini. Nu știu ce-mi dorisem, un câine mic și drăguț. A dat telefon că vine la ora 9, 9:30 și n-a venit și trebuia să mă caute și de la... Da, cine bate? Eu sunt vecine. Vecinul. Iartă-mă, vecine, că te deranjez. Uite, nu, să nu mai aud vorba asta, zoa, așa, mă, și super. Bă, cât ai făcut dumneata pentru mine? Vreme de 2 ani de zile, telefonul și televizorul dumitale au fost ca și ale mele când n-am avut. La vecine. Chiria mi-ai plătit-o de nu știu câte ori, m-ai împrumutat cu bani. Cum o să mai fie, vorba de deranj între noi. Uite care e situația, vecine. Eu, mâine, trebuie să plec în străinătate. De ce străinătate? Da, mă. Hai de mine. Mă bucur. Da? Mă bucur foarte mult, așa. Mă bucur din inimă. E în ordine, vecine. Uite, eu am 1000 de treburi de rezolvat în oraș și cum sunt foarte, foarte grăbit, am lăsat biletul ăsta nu și la mine. Dacă m-o căuta cineva, să bate la matale. Sigur că da, să bate, dur. De ce să nu bat? Trebuie să vină cineva de la servici pentru pașaport. Păi, sigur că da, îmi dau seama. Mă pricep și eu, dar... Bine, bine, vecine. La revedere, cu toată vecine. Dragostea. Mulțumesc foarte mult. Cu toată simpatia. Se poate? La revedere, vecine. Multă dragoste și simpatie. Simpatie. Etajul 4, apartamentul 37. Ăsta e. Aici trebuie să fie. Uite, cumpăr cățel, talie mică, orice rasă, la preț convenabil. Pusilică, aici te vând. Ia să vedem. Opa. Rog sunați la apartamentul vecin. Revin la vecin. Mai bine, mă mai informez și eu ce fel de oameni sunt. Toată lumea că scoală blocul, auzi? Nu te mai cumpără ăștia, stai puțin, taci din gură. Că nu te vând eu oricui, nu te las eu pe orice mână. Mă informez ce fel de oameni sunt. Ce fel de oameni sunt, fără sonerie, fără nimic. Ei vrește-ți. Da? Opa, taci da, imediat. Moment. Ce doriți? Bună ziua. Bună ziua. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Eu am venit pentru vecinul dumneavoastră care... Care pleacă în străinătate, da? Știu, mai pricepem și noi. Poftiți, da, ce cățeluș drăguciu. Poftiți. Eu... Ați loc? Frumos, cu un cățel în brațe. Nu te zice că... Eu... Stați, luați loc. Da, mulțumesc. Eu venisem numai să mă informez. Înțeleg, nu e nevoie de atâta explicații. Lați la loc, da. M-am spus doar că și eu am fost explicat, nu? Îl am adus. Da. Dar înainte să îl dau, aș vrea să mă informez ce fel de om e. Că dacă nu e om bun, nu îl dau. Normal. Și eu am avut. Acum 5 ani. Așa că, știu, nu v-a spus că a fost și eu plecat. Da, nu-l mai aveți? Păi l-am dat înapoi. Cum? Când m-am întors, l-am dat înapoi. Nu v-ați atașat de el? M-aș fi atașat de el, dar așa e regula. Nu întotdeauna, eu îl dau definitiv. Ia uși, domnule, mare chestia. Dacă e om, cum se cade? Mă rog, de cum se cade, e cum se cade. Acum, și eu sunt cum se cade, nu? Dar una e cum se cade, nea și alta... Alta e, ca să zic așa, încrederea pe care o acordăm. Nu? Nu? Asta. Bea whisky. Rar, dar whisky. Dacă nu bea mult. Nu? Da, whisky. Acum mă gândesc și eu așa ca omul. Dacă îi plăcea țuica, era altceva. Nu-i că bătrână de-a noastră. Da, whisky. Nu? Poate e omul suferind. Dar și whisky e bun. Ce părere aveți? Despre whisky? Da. Am o părere... Da, lupt împotriva ei. Sigur. Și fumează Kent. Înseamnă că are bani? Are. M-ați întrebat, vă răspund. Are. Nu v-am întrebat. Nu, vă răspund. Trebuie, dacă trebuie, trebuie, nu? Și am mai vândut și lucruri din casă în ultimul timp. Da? Vreau să spun acum, recent, a vândut lucruri din casă în ultimele zile.
Sticle goale, o bibliotecă florentină, mărunțișul. Mă bucur. Păi da, da, așa zic și eu. Mai bine să vă bucurați acum decât să vă întristați după. Altfel, ce să vă mai spun? E un om serios, nu? Bine văzut în cartier și cam mat, adică are o mătușă. Are o mătușă în alt cartier, acolo unde pleacă mâine. O mătușă. Dacă pleacă. Păi asta ziceam și eu. Dacă pleacă. Că, adică, nu știu cum să vă spun. Eu m-am atașat așa mult de el, mă simt legat de el. Aș vrea să-l văd mereu în preajma mea, lângă mine. Și ce vă face să credeți că nu o să-l mai vedeți? Păi dacă îl dați. Da, mă rog, dumneavoastră decideți, nu? Acum să vă spun un lucru. Și eu aș vrea să-l mai văd. Într-un fel răspund pentru el și mi-ar părea rău, nu că... Și îl dați. Am nevoie de bani. Cum am spus? Am nevoie de bani. Mă rog, eu n-am auzit nimic. Asta e... Mă privește pe dumneavoastră, nu? Altfel, ce să vă mai spun? Eu îl cunosc așa, ca vecin, v-am spus, în mare. Poate că e un om bun. Are un obicei, însă. Ce obicei? Se întoarce greu. Vreau să spun că l-am văzut la strand, la plajă. Odată a stat două zile pe o parte, la soare. De-aia mă gândesc, dacă acolo unde se duce, nu, e soare mult, ochii văd, inima cere. Mă rog, dacă dumneavoastră îl dați... M-am hotărât. Îl dau. Pot să-l las la dumneavoastră? Cum? Să-l lăsați la mine? Dar ce vă mușcă? Nu, da. Eu credeam că trebuie să-l dați lui. Mâine. Nu e nevoie. Atunci lăsați-l. La revedere și vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Vă salut. Păi, nu-l lăsați? L-am lăsat. Unde? Sub masă. Pusilică, fă frumos, da, nenea. Azi a dat-o. Cum? Păi, dumneavoastră, un câine vrea să-i lăsați vecinului meu? Bineînțeles. Și pentru amărâtul ăsta vă trebuie atâtea informații. Vai, nu-i amărât, e talie mică, puțilică. Da. Așa, tată, mușcă-l, tată. Și nici măcar nu e câine lup. Mușcă-l, tată.